municipiu. Spitalul județean de urgență din Mehedinți nu mai are locuri libere la ATI pentru bolnavii de coronavirus. Secția de terapie intensivă dispune de 6 paturi și 6 ventilatoare pentru cei infectați cu SARS-CoV-2, iar în acest moment toate sunt ocupate de pacienți în stare severă, printre care și 2 tineri. La Spitalul Județean de Urgență Mehedinți sunt în prezent internați 186 de pacienți diagnosticați cu COVID-19. Dintre aceștia, unii prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI fiind intubați. Vestea care pe toți îi sperie este că pe paturile de la terapie intensivă ajung și persoane cu vârsta între 30 și 40 de ani. În ultimul timp, secția de terapie intensivă COVID nu mai are locuri libere. De cele mai multe ori, pacienții stau în zone de așteptare, în izolatoare OPU, intubat sau pe mască CPAP, media de vârstă 70 de ani. În schimb, în ultimul timp am avut și câteva persoane cu vârste cumprinse de 30 și 40 de ani, dar numărul a fost foarte scăzut. Valul 3 al pandemiei de coronavirus este mult mai agresiv față de celelalte la noi în țară. Sunt pacienți mai tineri care fac forme severe, pentru că mulți dintre ei vin foarte târziu la spital. A scăzut astfel vârsta celor care ajung la ATI. Medicii fac apel la oameni să aibă răbdare, să respecte măsurile de protecție, dar și să se testeze la primele simptome sau să discute cu medicul de